24 decembrie 2020. Ca de obicei, am o față încrâncenată și îmi face plăcere. Nu văd ce era acceptul. Sunt un fapt foarte, da? Foarte. Sigur, fac un haz de necase. De Crăciun fii mai bun, fii mai prostănac. Mi-a fost cârbă de toate zilele acestea oficiale în care dar nu despre asta va fi subiectul. Toate zilele oficiale, fie în plan social, fie în plan familial, când vine câte o zi, un anumit gen, ori din calendarul ortodox, că se serbează Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, Sfântul Paraelie, Sfântul Saraelie, că e zi de naștere. În toate celelalte zile suntem așa mare, cea mai mare parte. În toate celelalte zile suntem insensibili și ne-a apucat dintr-o dată sensibilitate. Asta apropo de Crăciun, de Revelion și de alte sărbători legale și paralegale. Dar despre ce vreau să vă vorbesc astăzi? Vreau să vorbesc despre incultură, frică și pandemie. Hai să începem cu incultura la români. Și după aia să le cuplăm. Să vedem ce mix a rezultat. Ce ghiveci călugăresc a rezultat. În cultura la români sunt sute de ani de incultură. Poporul român este un popor medieval. Da? Este o creație de pe la începutul Evului Mediu. Cultura se baza pe atunci exclusiv pe ceea ce oferea Sancta Biserica Răsăriteană. Și didacticie, și polologie. Da? Era așa o școliță acolo, în tinda bisericii. Nici de cum nu se adresa decât cei pe care trebuia să-i formeze ca preoți mireni, da? Diaconi, dieci de sfat, ăia care întocmeau documente oficiale. Literatura aurică, cum se spune, despre care au discutat o serie de istorice literaturi, să zicem, Petre Pepanaitescu, care a fost și istoric, Cecil Pușcariu, da? Și lista poate continua. Deci era o bisericuță acolo, școala numai, să zicem, elita epocii. Restul era un beznă. Copil de țăran, nu existau nici școli orășenești. Totul se întâmplă mai târziu. Incultura întunerică a stat sute de ani
așa ca o plagă pe spiritul poporului român. În cultura asta s-a permanentizat, a fost ca o cicatrice care tot a mers și a mers mai departe. Nu învinovățesc oameni, învinovățesc întotdeauna sistemul în primul plan și apoi îi învinovățesc și pe oameni. Dar pe omul acela medieval nu îl pot învinovăți, nici chiar pe omul din epoca modernă. Nu își cunoștea drepturile, nu s-a auzit de drepturile omului, nu s-a auzit de nimic. Pentru că toate acestea vin mult mai târziu. Nici chiar preoții, da, erau pe departe de a fi învățați. În timpul lui Mavrocordat, există un document care spune că trebuie să-i trimită pe preoți la carte, că nu știau nici a scri, nici a citi. Învățau așa psaltirea din tată în fiu. Nu mai spun că erau limbile de cult. Cum era în Occident Latina, aici era slavona și greacă. Păi, amărâtul ăla de la coasă nu știa nimic când ajungea la biserică ce se citește din Cartea Sfântă. Oameni ținuți în cultură. Și analfabetismul, prostie. Da? Dar continuă. Intrăm în epoca modernă. Apare școala națională. Nu o rezolvă prea mult. Românul rămâne așa cum a apucat. Țăranul român n-a avut niciodată o apetență față de carte. Să mă lase cineva acolo. Doar un meliorat sătesc era interesat să-și dea copilul mai departe. Restul să-l țină la coadă, vaci. Să stea acolo, să rânească la porci, să dea cu sapa, să se împuieze, să facă cât mai mulți copii, din care mai rămâneau câțiva din cauza condițiilor de trai, prostie, sărăcie, toate acestea acumulate duc la, efectiv, la un dezastru. Un dezastru care a continuat secole. Pe la sfârșitul veacului al XIX-lea, rata de analfabetism era destul de bine ridicată. Cota cea mai mare, aproape de 90%, era în Basarabia. E, din prost se nasc proști. Și dacă guvernele nu fac nimic, atunci se nasc iarăși proști, iarăși proști. Apoi a venit sistemul de educație comunistă. Desigur, unii învățăm unde lasă. Până învățăm unde lasă cu vârfurile și scăderile lui. Da. O populație îndoctrinată, nu spunem că nu se făcea carte. Da, se făcea carte, dar se punea accentul pe o educație muncitorească, intelectuală. Erau așa un fel de persoană lungă. Sau intelectuali făcuți de ei. Partid, obedienți. Da? Și în cultura a continuat și s-a acutizat după 1989. Da.
fost în anii comunismului o educație pentru supărare. Primul. A fost în anii comunismului o inoculare a fricii. O frică care a rămas în viscere și s-a transmis din generație în generație. Nu este un ADN al fricii. Ar fi o stupiditate științifică, să spunem asta. Este un ADN al transmiterii fricii, dacă se poate spune așa. Un ADN din punct de vedere atitudinal. S-a transmis permanent frica. Oamenii s-au învățat cu supunerea, s-au învățat cu să rămână. Iar după 1989, după atâtea cătușe care existau în acea societate de tip comunist, societatea multilateral descontată, oamenii n-au știut ce să facă cu libertatea lor, nici n-au fost ajutați. De ce? De către cine? De către niște bestii de neocomuniști care au pus mâna pe putere și aveau nevoie în continuare de aceiași proști. Să fim serioși. Lucrurile au continuat cum au fost și chiar mai rău. Și asta s-a întâmplat pentru că se cultivase în acest popor o obediență. Ducem cu noi o zestre a obedienței și a fricii de câteva sute de ani. De la Fanar și mai departe. Acum ne confruntăm cu ceea ce se numește pandemie. Ați văzut și în lunile acelea de foc, la începutul pandemiei. Vedem și acum. Urmează și posibile alte acutizări a unor stări comportamentale deviante, numai bune de studiat pentru o sociologie a devianței comportamentale. Oamenii ce o luaseră razna înainte? Homo homini lupis. Acesta este cuvântul care va marca, cred eu, din păcate, lunile și poate chiar anii care vin. Nu vreau să cobresc, cum să spun în popor. De ce? Omul pentru om lup este. Se vede din comportamentul oamenilor. Frica dictată de această pandemie, frica pe care o are în sân față de autorități, lipsa de societate civilă și de capacitate de ripost, acum se vede cel mai bine. Acest român nu a fost în stare să ridice glasul, să ridice pumnul, niciodată, decât cu mici excepții. Și din frustrările acumulate s-a mâncat om pe om. Acum când frica riscă să capete valențe patologice, efectiv valențe patologice, oamenii vor avea comportamente greu de
definit și mai ales greu de stăpânit. În contextul morților, în contextul unei stări de anomie, da? De dezordine, în contextul unei sărăcii lucii care poate să bată la ușă, în contextul pierderii vieții de altă dată, oamenii se vor mânca efectiv între ei, devin de o extremă violență. V-am spus, vreau să codesc, împotrivă, vreau să mă înșel. Nu mai spun de fenomenul infracționalității care s-ar putea să devină foarte acut, mai ales în situația în care am avut, după 1989, mai ales, niște forțe de ordine incapabile să stăpânească situația. Nu pentru că nu erau pregătiți cei din forțele de ordine, ci pentru că nu aveau ordine. Din potrivă. Și atunci și-au luat-o în cap toți. Cum să nu și-o... Cum devianța să nu ajungă la cote maximale, mai ales într-o astfel de situație? A spus, homo hominicus. Omul pentru un lup este. Se vor sfâșia. Deja se sfâșie prin limbaj, prin gestică, țipă unii la alții, vezi cum ai pus masca, stai, nu stai la nu știu ce distanță. Emblematic ce înseamnă două cazuri a unor bătrâne, acolo spre 80 de ani, care au pornit o altercație din sânii. Una avea masca și nas, cealaltă a țipat la ea și în final a pus mâna pe un bax de hârtie igienică și i l-a trântit în cap. Acesta poate fi doar începutul. Sigur, sunt oameni ajuns la o vârstă, sunt marcați de automatisme, de crepitudine, dar toate adunate, vezi de orice vârstă, mai puțin copilași, că ei sunt inconștienți și ori e foarte bine că rămân așa cu sănătatea psihică pe umeri. Vezi tine, vezi maturi, da? Care se feresc unii de alții, îți aruncă priviri urâte dacă îi se pare că nici nu știți ce ne așteaptă. Am făcut astăzi niște mici cumpărături, așa cum se fac Crăciun. În stația de autobuz, în proximitatea locuinței mele, era un călugăr. Și acel călugăr vorbea la un telefon mobil cu cineva și a spus, Dumnezeu să ne ajute, a început marea cernere. Am vorbit despre incultură, frică și pandemie.